Pasiunea pentru pictura multiplei campioane în boxul feminin a început în urmă cu mulți ani, înainte de a practica acest sport. Prezent recent în cadrul emisiunii matinale Bună dimineața Oltenia, Luminița Turcin ne-a mărturisit că a realizat până acum mai multe lucrări pe pânză, dar câteva dintre ele au fost făcute deja cadou prietenelor în ziua anunților. Este o pasiune mai veche pe care n-am avut ocazia să o fructific. Pentru mine este pur și simplu o metodă de a mă relaxa în timpul liber, care este totuși puțin. Dar este metoda prin care eu îmi descarc energia și emoțiile și trăirile din când în când, pot spune. Sportiva legitimată la CSM Slatina mai are și o altă pasiune, fotografia. N-am un aparat performant care să scoată poze extraordinare, dar dacă prind momentul și peisajul care mă interesează, scot telefonul și fac o poză. De cele mai multe ori ies foarte bine, chiar sunt mândră cu câteva poze și m-am gândit că poate totuși pe viitor o să reușesc să-mi iau un aparat performant, să studiez domeniul și nu se știe niciodată. Luminița Turcin este o împătimită a călătoriilor, iar sportul pe care îl practică i-a dat această posibilitate. Dacă ar fi un loc pe care dorește foarte mult să-l viziteze, aceasta spune că Egiptul se află primul pe listă.